Așa cum stau lucrurile acum, dacă pe 8 februarie, într-adevăr, se vor redeschide școlile, e posibil să vedem repetat scenariul în care școlile se deschid, apar focare de coronavirus și se închid. Putem să ne așteptăm la acest lucru? Da, ne putem aștepta la acest lucru dacă nu avem testare preventivă, dacă nu avem o campanie de vaccinare eficientă. Și din nou revin la statisticile menționate în dialogul nostru. Jumate din profesori nu doresc să se vaccineze. Adică nu avem o campanie specifică, o campanie de informare specifică. Clasele sunt suprapopulate. Vedem că s-a renunțat la scenariul hibrid. Dar scenariul hibrid, cum a fost el implementat, era greșit. Dar există scenarii hibride implementate de alte state europene, inclusiv din regiune, care sunt funcționale, pentru că și acolo este o metodă specifică de să invest pe profesor să facă lucrul ăsta. Ori noi am exclus total, ceea ce înseamnă că vom avea clase cu 30 de elevi, cu un profesor, clase îngrămădite și clar, eu cred că este foarte greu să eviți, nu știu, în cazul în care apare o îmbolnăvire, ca ceilalți colegi să nu contracteze virusul. Ori vedem că aici apar probleme reale și trebuie gândite toate aceste procese. De asemenea, eu aș fi făcut o separare mai clară în ceea ce înseamnă școlile care se redeschid. Pe de-o parte, școlile din mediul rural, care clar își permit o redeschidere. Asta este esențial, mai ales că acolo poate sunt mai puține probleme, poate există un spațiu mai amplu. M-aș fi gândit la identificarea unor spații adecvate, poate chiar oferind diferite facilități pentru perioada aceasta scurtă de timp încât copiii să aibă, să poată urma cursurile în siguranță. La un moment dat s-a vorbit de ideea de amplasarea unor, nu știu, containere, nu-mi place cuvântul ăsta, dar există niște spații modulare, educaționale, adaptate, practicate în toată lumea. Poate era bine să se întâmple lucrul acesta, adică i-au promis lucrul acesta anul trecut, puteau să facă din banii europeni, nu s-a mai realizat. Adică, din nou, care sunt pașii gândiți și în ce manieră inspectorii școlari, care am remarcat că nu ascultă de vocea ministrului, vor face într-adevăr lucrul acesta. Adică, clar, e o nebuloasă și prea multă, nu știu, politizare. Ori, eu am spus-o clar și o spun și astăzi și când era PSD la guvernare și o spun și acum. Noi trebuie să tratăm, sper și îmi doresc, ca educația asta să fie tratată la fel cum e tratat zona de apărare sau zona de externe, să o scoatem cât se poate de mult din zona politică și anumite lucruri trebuie făcute adecvat, pentru că, de exemplu, Salvați Copiii a făcut un raport, sunt sute de ore de școală pierdute de copiii noștri, care va conduce, evident, această situație la o scădere a productivităților, o scădere a capacităților de a integra piața muncii și la un abandon școlar colosal. Noi nu vorbim despre aceste aspecte și ne așteptăm, nu știu, ca lucrurile să se întâmple de la sine și prin prisma faptului că prea mult guvernanții consideră că educația nu aduce beneficii electorale. Ori nu e vorba de beneficii aici, e vorba de soarta noastră pe viitor.